Equilibru România. Astăzi am avut ședința BEX-ului, Partidul Equilibru România, filiala Iași. S-a organizat la Pașcani, deci am invitat și colegii din județ. Ce pot să vă spun este că am avut pe ordine de zi 3 puncte. Punctul numărul 1 a fost stabilirea membrilor participanți cu drept de vot la Congresul România din data de 25.11.2023 și membrilor fără drept de vot. Am stabilit ca din județul Iași la lucrările Congresului să meargă un număr de până în 50 de membri. Am stabilit și, din punct de vedere logistic, toate amănuntele. Primii 10 membri vor fi cu drept de vot, iar restul până la 50, după cum am zis, vor fi participanți la Congres. Pentru a fi o situație echilibrată, deci am stabilit atât din Pașcani, cât și din localitățile din județ, membri atât cu număr de vot, cât și fără număr de vot, ca să putem acoperi tot județul. Un alt punct de lucru al ședinței de astăzi, un alt subiect, a fost situația politică de la Pașcani, ce vom face în continuare, vis-a-vis de colaborarea cu PNL Pașcani, în vederea administrării orașului. Și au mai fost și alte chestiuni organizatorice pe care le-am mai discutat, tot la nivel de județ. Am stabilit cei 10 membri, iar zic eu că la Congres vom merge cu un mesaj prin care noi, ca și Partid Pro-România, suntem deschiși la o colaborare cu toate formațiunile politice pentru a asigura un climat de dezvoltare atât a municipiului, atât a județului, cât și a țării. Vom vedea ce discuții vor fi la Congres, vom vedea părerea și colegilor din țară, pentru că așa mi se pare normal, și vom stabili cum ar fi bătut în cuie ce vom face în continuare după Congresul din 25-11. Referitor la situația care este la Pașcani, eu cred că în primul rând demisia nu mi-o dau, asta să fie cât se poate de clar, pentru că am muncit din prima zi, chiar dacă unii spun că compartimentele mele sunt praf. Compartimentele mele sunt praf pentru că au vrut unii. Dar eu am făcut tot posibilul ca aceste compartimente să meargă foarte bine. De asta încă mai avem seră, de asta încă se fac încasări record în piață și vreau să vă spun că de asta am ajuns și cu muzeul la nivelul în care nu mai ține de mine ca viceprimar și de domnul primar să înființeze muzeul respectiv, să facă achizițiile și să pună în practică planul expozițional. Încă mai am răbdare cu domnul primar și
Îl rog ca pe viitor să se abțină de la comentarii de genul că compartimentele mele sunt praf. Să-și vadă de compartimentele dumneavoastră și cred că cel mai bine ar fi să-și amintească că a avut o colaborare cu noi, nu un război din prima zi de mandat. Pentru că dacă mi-amintesc bine și mi-amintesc bine aminte, faptul că am primit dispoziția de a răspunde de unele servicii după un an de zile, spune foarte multe lucruri. Deci, codul administrativ spune clar care sunt atribuțiile de ce primarul. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, să mai spunem înainte, zice. Urmă. Da, vreau să spun eu despre congres. E un congres la care vom participa cu o delegație importantă, așa cum spunea și coordonatorul domnul Rățăi. La acest congres, pe lângă discuțiile pe care le vom avea de a colabora și de a face alianțe cu celelalte partide din peșterul politic, vor avea loc alegeri, pentru că e un congres de alegeri, s-au împlinit 4 ani de la ultimul congres. Prin urmare, la acest congres se va alege președintele Pro-România, se va alege președintele Consiliului Național al Pro-România, se va alege secretarul general al Pro-România, cei 4 prim vicepreședinți ai partidului și 10 vicepreședinți ai partidului. V-am spus lucrul ăsta pentru că am stabilit astăzi aici că vom participa cu domnul Bogdan Apălașe la vot pentru funcția de vicepreședinte al Pro-România, vicepreședinte național. Bogdan? Mulțumesc mult, Sorin, mulțumesc mult în primul și primul rând tuturor membrilor Pro-România care m-au mandatat. Este o onoare pentru mine de a participa ca și candidat la poziția de vicepreședinte la nivel național, să reprezint IASU, să reprezint regiunea de Nord-Est. Sper să și câștigăm. Sunt sigur că vom câștiga. Referitor la situația de la Pașcan, vreau să spun și eu două, trei cuvinte. Datorită faptului că am fost unul din susținătorii colaborării politice, nu alianței, cum unii spun că Pro-România a fost făcut o alianță cu Partidul Național Liberal, nu, este vorba de o colaborare politică. Acum 3 ani de zile în urmă ne-am întâlnit cu toții, își aduce aminte, cred că și domnul primar, nu a primit mandatul de la dumnealui. Am auzit declarația domnului primar și eu cred că a fost o declarație nefericită sau o exprimare nefericită. Nu am primit mandatul de viceprimar de la domnul primar. Mandatul am câștigat prin votul alegătorilor, prin votul pășcănenilor. Și am, în cei 3 ani de zile de colaborare, Pro-România și cu Partidul Național Liberal au asigurat Pro-România, de fapt, a fost o balanță între cele două forțe, între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. La momentul 2020, dacă ne întoarcem, premisele care au stat la baza acestei colaborări politice au fost foarte clare. Partidul Național Liberal avea președintele Consiliului Județean, Partidul Național Liberal avea primarul municipiului Pașcani, Partidul Național Liberal avea parlamentar, precum și guvernul. Era guvernul Orban, dacă nu mă înșel. Și la momentul ăla, proiectele pe care și noi le susțineam, adică parc industrial, parcul Peștișor, piețele, refacerea piețelor, erau proiecte pe care și le-am asumat împreună cu cei de la PNL, împreună cu domnul primar și am spus că le vom susține. Din păcate, noi întotdeauna, și aici am ținut legătura cu Cristi și l-am întrebat pe domnul viceprimar ce a mai făcut, care e situația, din păcate ele nu au fost promovate de
domnul primar și nu au fost promovate la nivel național. Aici nu vreau să mă exprim, dar cred că mai mult s-a ocupat în ultima în ultimii trei ani, PNL-ul a avut alte probleme de rezolvat la nivel național, conflictele din interiorul partidului, ba Orban cu Câțu, ba Câțu cu domnul Ciucă, ba așa, în așa fel încât Pașpani a fost uitat de Partidul Național Liberal, dar noi întotdeauna, prin domnul Cristian Rățoi, le-am adus aminte că avem anumite proiecte, anumite îndatoriri pe care le facem, anumite promisiuni pe care le-am făcut electoratul, care din păcate nu s-au realizat din cauza, nu vreau să spun, ghilimele, spunem așa, impotenții liderilor politici județeni și locali de a promova interesele pașcanului. Noi totuși sperăm că această colaborare o vom duce la capăt până în 2024. Bineînțeles, dacă domnul primar își dorește acest lucru și împreună cu Partidul Național Liberal și va susține și vor susține ceea ce ne-am propus să facem în cei 4 ani de zile de colaborare. Dacă nu, sunt și trăim într-o democrație, da. Avem și alte mijloace prin care putem să rezolvăm problema. Vreau să spun și eu două cuvinte despre situația de la Pașcani, având în vedere ce au spus colegii mei și cum se derulează situația și având în vedere că în toți acești trei ani am acționat ca un arbitru pe scena politică din Pașcani, îmi permit să vă spun că astăzi noi acordăm domnului primar cartonașul galben în condit pentru această colaborare. La al doilea cartonaș galben o să ne exprimăm și să spunem că încetăm colaborarea cu Partidul Național Liberal și cu primarul municipiului Pașcani. Sper să nu se întâmple lucrul ăsta, noi ne dorim în continuare să cooperăm, să facem ca, știu eu, am mai rămas un an de mandat, în acest an să se realizeze mult mai multe lucruri decât s-a realizat până acum. Eu am câteva întrebări, profit de prezența dumneavoastră. Încep de la ultima afirmație a dumneavoastră, cu al doilea cartonaș galben. Ce ar trebui să se întâmple sau în ce condiții ar fi acordat acest cartonaș galben al doilea? Noi astăzi am dat un semnal de alarmă. Am înțeles. În sensul că eu mi-aș dori foarte, foarte mult ca această colaborare la nivelul primarului, da, că vorbim de primarul municipiului Pașcani, să se îmbunătățească cu viceprimarul. Pentru că altfel, la al doilea cartonaș galben, cartonașul roșu ca în fotbal și atunci... Înțeleg. Dar ce ar trebui să facă? Majoritatea din Consiliul Local, care cum noi o formăm cu Partidul Național Liberal, nu va mai fi majoritatea. Ce ar trebui să facă primarul? Să abțină de la declarații. Nefondate. Declarații pe care le-a făcut în ultima perioadă de a ataca pro-România, de a ataca viceprimarul, sunt declarații care sunt contrarii unei colaborări. Nu putem colabora cu cineva care te atacă, care îți ia din atribuții, care îți ia din... Da? Și nu putem colabora cu cineva care ne-a propus de la început niște proiecte, ne aflăm la 3 ani de zile, ele nu sunt realizate din cauza ipotenții unor. Să-și amintească ce a spus atunci când a solicitat această colaborare cu Pro-România. Că împreună vom face viața mai bună pășcănilor. Iată că nu s-a întâmplat. Am înțeles. Primarul conferința care a susținut-o ieri l-a invitat pe domnul viceprimar să retracteze cele spuse în emisiunea televizată și să înceteze critice la adresa dumnealui. Cele două condiții fiind pentru a merge mai departe această relație, colaborare între PNL și Pro-România. Aș vrea să știu dacă aveți de gând să retractați cele spuse în emisiune
și să încetați cu criticile la adresa administrației, respectiv la adresa dumnealui. În primul și în primul rând, ceea ce am spus în emisiunea de la televizor nu a fost nimic fals. Deci nu am ce să retratez. În al doilea rând, criticile eu le consider constructive, atunci când sunt adevărate. Și mai ales când sunt argumentate. Sunt mult mai multe de discutat și de spus, dar consider că pentru un moment este de ajuns. Și nu înțeleg de ce îl supără criticile. Pentru că nu am zis nimic care să nu fie adevărat. Și m-am spus, aș putea să spun și mai multe. Eu sunt stilul de om care sunt direct. Știu, s-ar putea să deranjez pe foarte mult. Dar nu poți să spui că serviciul de administrare a piețelor este praf, când încasările fiecărui an e mult pentru peste anul precedent și la fel și fiecare trimestru dintr-un an are încasări mult mai mari față de trimestrul precedent. Deci nu poți să faci afirmația asta, oricât de rău ai putea să fii, nu se face o astfel de afirmație. E păcat pentru cei care lucrează la serviciul respectiv. Sau cum poți să spui că la seară totul este praf, când pentru a face o casare a seriilor m-a prelungit un an și 9 luni de zile. Pentru ce? Am înțeles. Dar... cât ajutor a dat dumnealui pentru serie? Bine, făcând abstracții de prima lui dorință, că mai bine demolăm țările și construim altceva. Am înțeles, dar apelul Pro-România pentru bună colaborare în continuare este să nu mai critique PNL-ul, primarul Pro-România pe dumneavoastră. Este reciproc condiția, se vede că și PNL-ul susține același lucru, cere același lucru. Ori răspunsul dumneavoastră este că veți continua criticile dacă sunt pertinente. Criticile sunt pertinente și constructive. Una la mână. A doua la mână. Să-și amintească că nu eu am început cu criticile. Cine o termină? Poftim? Cine termină? Cel mai înțelept, adică să vă... Noi am spus, dacă vrea într-adevăr să continue, am înțeles că are gânduri mari. Să ia și seara, să ia și piața, că doar credeți că de altceva m-a zis în emisiunea aceste aspecte? Nu. Tocmai pentru a discredita și a fi singurul care vă răspunde treaba asta. Am înțeles. Tot în conferința de presă, primarul v-a acuzat că cel puțin două investiții majore pentru comunitate nu au fost implementate din cauza dumneavoastră. Mă refer aici la parcările rezidențiale. Așa. Și amenajarea, construirea noului cimitir. Și că ăsta a fost motivul principal pentru care a dispus să vă fie luate atribuțiile de la gospodăria comunală. Vă întreb un lucru. Din luna mai, deci din luna mai și până acum, ce a făcut primarul cu parcările? Câte parcări are primarul făcute din luna mai și până acum? Deci din luna 5-a până în luna 11-a. Sunt 6 luni, jumătate de ani. Vi se pare că a făcut multe parcări? În primul și în primul rând toate parcările. Am adus la cunoștință că în Comisia de Circulație pentru Parcări trebuie specialiști chemați și de la ISU și de la ambulanță, că trebuie un alt... eu știu, specialist care să pună paraful și semnătură pe toate schițele care se fac pentru parcări, le-am adus la cunoștință că toate parcările trebuie preluate în domeniul public, le-am adus la cunoștință că trebuie făcut inventar și tot ceea ce obținem prin aprobare de la, după ce facem schițele, le prezentăm la serviciul de circulație și ni se dă ok de la serviciul de circulație. Din acest motiv avem nevoie și de specialiști de la Salvare și de la ISU. Pentru că ei trebuie să spună dacă e corect sau nu e corect cum facem parcările în jurul blocului. Da? Și aceste demersuri trebuie să le faceți dumneavoastră,
Nu, aceste demersuri ar fi trebuit să le facă el, în primul rând, să dispună comisia să fie lărgită. Și din momentul în care a preluat serviciu, știa cu o lună de zile înainte. Deci cu o lună de zile înainte de a prelua serviciu. Dispoziție noada. Au trecut 6 luni de zile până acum. Toate proiectele pentru parcări trebuie trecute prin hotărâri de Consiliu Local. Ce a făcut dumneavoastră? A pus lucrătorii să traseze niște linii fără să respecte absolut deloc legislația, da? Asta a făcut. Amintiți-vă de parcările din apropierea catedralei, da? Două întrebări mai am pe această chestiune. V-au fost retrase o serie de atribuții. Mă scuzați că vă te rog. Considerați că acest lucru nu trebuie adus la cunoștința pășcănelor vis-a-vis de faptul că a zis să mă abțin de la critici și de la... Nu, eu cred că pășcănelii trebuie să știe treaba asta. V-au fost retrase o serie de atribuții. Aș vrea să știu dacă a fost emisă o dispoziție de primar în sensul ăsta. Da, a fost emisă dispoziție de primar. La început a zis că pentru o lună de zile. Eu m-am mirat pentru că dispoziția de primar nu era specificat nimic o lună de zile, deci iarăși prosteală pe față. Nu a fost aprobat în Consiliul Local împreună cu organigrama, pentru că acolo automat trebuia, conform organigramii, să fie trecută la el. Și suntem unde suntem. Mare activitate pe gospodărie comunală, sincer să fiu. Nu pot să spun că am făcut eu mare activitate, dar el... Ok, ultima întrebare. Aceleași probleme sunt și cu câini, și cu parcările, și cu străzile, și cu. Când, sau dacă v-ați întâlnit și ați discutat de la emisiunea respectivă privitor la aceste chestiuni, v-ați mai întâlnit, ați discutat? Nu. Nu m-am întâlnit, nici nu am avut când, pentru că de dimineață până seara tot umblu pe teren, nu m-a sunat să-mi spună, hai să ne vedem, să stăm de vreo. Dar ați fost sunat, ați avut discuții cu alți reprezentanți ai PNL? Nu. Am înțeles. Nu, dumnealui are sfătuitorii lui din PNL, este problema dumnealui. Eu cred că și hotărârea care a luat-o cu gospodăria comunală tot la sfatul prietenilor care fac program. Câteva întrebări privitor la activitatea politică. Vă pregătiți pentru congres? Ați spus că mandatul este pentru ca Pro-România să fie deschis pentru orice colaborare cu alte formațiuni politice. Pro-România are în vedere colaborări și cu alte formațiuni politice, altele decât PSD? Cu siguranță. Și care sunt acelea? O să stabilim la congres. Nu, avem mai multe variante. Ori suntem de sine stătători, ca așa mergem cum am mers și în 2020. Era următoarea întrebare. Da. Ori colaborări ca alianțe sau cu alte partide. Deci nu s-a stabilit deocamdată nimic sau nu este nicio variantă prioritară, nu? Nu, vrem să vă ascundem că am discutat acest lucru și în cadrul întâlnirii pe care am avut. O parte din colegii sunt pentru a merge singuri în alegeri, o parte sunt pentru a forma anumite alianțe colaborări, în special cu Partidul Social Democrat. Vom hotărâ la congres care e varianta cea mai bună. Am înțeles. Bun.
ce se va întâmpla cu Pro-România la Pașcani, din perspectiva pregătirilor pentru alegerile locale? Sau deciziile avem candidat la primărie. Va fi cu siguranță un candidat? Veți avea un candidat la primărie? Avem candidat la primărie. Pro-România are candidat la primărie. Domnul viceprimar, da? Indiferent de, păi, nu știu, vă întreb, indiferent de deciziile care vor fi luate în cadrul congresului. Nu, România, dacă merge de sine stătător, avem candidat la primăria municipiului Pașcani. Deci este un dacă, da? Pro-România, Pro-România va susține pe domnul Rățoi, indiferent de ce colaborare politică ar fi, Pro-România va susține pe domnul Rățoi ca și candidat la primăria municipiului Pașcani. Deci dacă veți colabora cu PSD-ul? Dacă vom colabora cu PSD-ul și vom face o alianță cu PSD-ul, discutăm de o alianță, vom discuta cu ei, noi avem candidat, bănuiesc că și PSD-ul are candidat, același lucru putem discuta și cu PNL-ul. Dacă nu o să mai aibă candidat, noi o să-l propune pe domnul Rățoi, nu-i problemă. E o glumă sau... Nu, poate fi adică din glume nu se știe niciodată. Am înțeles. Vreau un punct de vedere din partea dumneavoastră în legătură cu recentele măsuri fiscale și de austeritate bugetară care au răspălit țara, administrațiile locale și desigur, în legătură cu aceste ultime bâlbâiele, cu cash-ul și nu doar. Da, noi am văzut în spațiul public ce a apărut. Sunt unul care folosesc mai mult cardul și cred că și colegii mei folosesc mai mult cardul. Măsurile cred că nu au fost discutate îndeajuns în cadrul guvernului, drept pentru care ați văzut că a revenit primul ministru și guvernul a revenit la plafonul care a fost înainte, era inițiat. Personal, nu e punctul de vedere a Pro-România. Cred că ne aflăm într-o era digitală de acum și tindem a merge spre a ne folosi de anumite instrumente pe care le avem. Și în primul rând trebuie eradicat sau cât de cât trebuie să scadă evaziunea fiscală, că este o mare problemă. Aici, într-adevăr, domnul prim-ministru a punctat foarte bine. Este o luptă a guvernului pentru a micșora evaziunea fiscală, care, din punctul meu de vedere, e ok. Din punctul nostru de vedere, e ok. Și cum rămâne cu libertatea de a avea și de a plăti cu bani cash? Dacă îmi dați voie, cred că această măsură trebuie pregătită mai din timp. Și aici când zic pregătită mai din timp, trebuie să ținem cont că în mediul rural sunt foarte, foarte puține bancomate. Și atunci, exact, cred că de acolo pornește totul. Mai mult, cred că și informarea cetățenilor în ideea în care s-a luat acea măsură inițială, treia făcută din timp. Adică trebuie să știe, trebuie să pună bancomate, trebuie să informeze cetățeanul, să știe despre ce e vorba. Da, din păcate lucrul ăsta nu s-a făcut și eu reiterez faptul că ar trebui să se lupte, pentru că știm foarte bine, Victor Ponta, când a fost prim-ministru, prima măsură pe care a luat-o, pe lângă aducerea înapoi a salariilor pe care le-a tăiat Băsescu, a fost să lupte cu evaziunea fiscală. Și s-a văzut în timp că această luptă a avut roade. Ei, cred că și acest guvern, care e un guvern puternic din punctul meu de vedere, PSD-PNL, ar fi să înceapă cu lupta împotriva evaziunii fiscale, cu măsuri concrete. Sunt niște măsuri în aceste prevederi, din păcate cred eu că mai puteau fi îmbunătățite. Da, la un moment dat trebuie să pună stop cheltuirii, așa, ideea în care cheltuim niște bani pe care nu îi avem pentru lucruri pentru care nu ne trebuie. Înțelegeți? Cred că trebuie să punem stop lucrurile astea. În general, peste tot la toate nivelurile, de la guvern până la ultima administrație publică.
Și în ceea ce privește măsurile care afectează în special micii întreprinzători, mai ales PFA-urile. Da, cred că aici, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim un pic predictibili. Suntem impredictibili, modificăm codul fiscal așa, cred că îl modificăm când vine câte un alt prim-ministru, un alt ministru, mai știu eu, și din punctul ăsta de vedere, cred că ar trebui și din perspectiva internațională să fim predictibili în ceea ce privește comportamentul nostru în zona fiscală, bugetară. Și cred, dacă mi este permis, și da, cred că guvernul Ciolacu este pus în situația de a încerca să oprească, să repare, să transfuzeze, dacă mi este permis, acea hemoragie de bani din guvernele anterioare. Împrumuturile făcute fără cap și fără coadă și care nu se regăsesc în nivelul de trai al românului, nu se regăsesc niciunde. Acum, iată, cei din sănătate sunt puși în situația de a nu mai putea face achiziții de aparatură, nu-și mai pot duce mai departe unele proiecte pentru că nu mai pot fi folosiți banii. Și asta este un lucru foarte rău. Pacientul simte, deci omul de rând simte. Da. Gândiți-vă că noi ne împrumutăm lunar 1 miliard de euro pentru a susține. Ne împrumutăm, dar adaug o întrebare poate incomodă. Dar cumpărăm avioane și tancuri care ne costă, e adevărat, care ne costă, ne ustură. Păi, noi participăm la o alianță militară, nu? La NATO. Suntem într-o alianță militară în care beneficiem, clar beneficiem de anumite, avem avantajele pe care le avem, dar și participăm și cu asta. Nu ne pricepim la unde s-au dus banii, pe ce avioane. Da, apropo de avioane, nu știu câte avioane militare sunt mari consumatoare de bani nejustificați, cât alte avioane private folosite în scopuri turistice. Ultima întrebare, sunt deja 3 ani de mandat pentru cei care conduc județul, conduc administrațiile locale. Dacă ar fi să faceți un bilanț, ce s-a făcut din toate promisiunile rostite în campania electorală la nivelul județului și ce nu s-a făcut și din ce motive? Recunosc că Pașcanu are 2 consilieri județeni, dar niciodată până acum n-au venit să vorbească despre ceea ce fac sau n-au reușit să facă. Am văzut un bilanț în schimb al președintelui Consiliului Județean prezentat cu foarte multe cuvinte și fotografii. Aș vrea să știu dacă este suficient ceea ce s-a făcut până acum în raport cu promisiunile făcute în campanie electorală. Păi nu prea știu ce s-a făcut până acum. N-ați citit? Nu. N-am avut curiozitatea, dar merg zi de zi prin județ și nu prea văd lucruri bune. Și vorbesc cu cetățenii. Nu s-a făcut absolut nimic pentru agricultură, nu s-a făcut absolut nimic pentru sănătate, nu s-a făcut absolut nimic pentru educație. Sincer, nu am citit raportul, cred că bilanțul și va face domnul președinte împreună cu echipa de la PNM și va face și atunci va primi și evaluarea electoratului. Referitor la pe plan local, pe România, ce pot să vă spun este că noi nu am promis nimic. Decât că vom ajuta oamenii să-și rezolve problemele pe care le au. Vom găsi soluții pentru aceste probleme. Cât mi-a stat în putere, am ajutat. Și am rezolvat probleme. Ok, mulțumesc. Din ceea ce prezintă primarul și-a prezentat și pentru anul trecut, uitați-vă cu atenție și o să vedeți că sunt mai multe care au ținut de viceprimar, da? Pozele sunt poze. Mulțumim, dacă nu mai aveți întrebări, mulțumim.
Mulțumesc, bună.